Salut, prieteni, bună ziua! Ca să zic acum, în urmă cu vreo două minute, în alta curte, i-a respins definitiv toate cererile de recurs în anulare borfașei condamnatei Elena Udrea și, hai să zic, acelui borfaș, colegul ei, Obreja. Deci, în urma deciziei CCR, borfașa Elena Udrea va rămâne pentru următorii 2-3 din acei 6 ani condamnată pentru infracțiunea de spălare de bani în acel celebru dosar Galabute. Deci, astăzi, în alta curte, i-a respins definitiv toate cererile și Udrea va rămâne în închisoare. Deci, borfașa Udrea nu va fi eliberată pentru următorii, sper ca minim 4 ani. Deci, adevărul, pentru că borfașa Udrea, diva borfașelor, Corleone, genul feminin, rămâne în pușcărie să își execute pedeapsa primită în Galabute de 6 ani cu executare. Baftă și mult noroc!